fundaș și apoi e titularizat Dudea alături de Nistor. Așa că i-a venit tânărul, i-a venit de la UTA. Să spunem că Dinamo a trecut. Dar nu am fost informați cu privire la cine a dat lovitura de începere. Ne pare rău din cauza acestei lipse de comunicare. Ar fi trebuit să fim informați. În fine, de vreme anticipată de galeria dinamovistă. Dinamo Steaua, sunt convins, rămâne un meci de interes, mai ales după rezultatul din campionat. Dinamo a câștigat cu 3-1. Steaua numai că și părănită în orgoliu. O echipă care își caută reperele și niciodată nu trebuie subestimată forța de astfel de echipe. Sunt convins că la nivelul motivației Steaua poate veni cu un plus. Liniile foarte apropiate, nu sunt mai mult de 7-8 metri între liniile albroșilor. Denis Mann încearcă să preia acolo, foarte bună e pasa lui Denis Mann, continuarea lui Ovidiu Popescu, bară! Ce ocazie a avut Ovidiu Popescu și a închis unghiul acolo exteriorul, cu dreptul cu exteriorul, exact. Dar a făcut foarte bună pasa lui Denis Mann aici, Ovidiu Popescu. S-a închis aici Nemeț, Gabi Tamaș, din nou în aut, ca în tinerețe, ca la 18 ani, până devii un jucător consacrat, așa trebuie să joci. Bine, asta poate fi o armă cu două tăișuri, nu te grăbești cu galbenele, dar jucătorii simt că pot intra mai lejer. Aici Malangu, gol! Dinamo! Nei Malangu marchează în minutul 19, eroare în defensiva Stelei, iar sud-africanul punctează cu o execuție superbă în diagonală. Se spune contrar cursului jocului, la primul șut spre poarta lui Niță, a fost chiar un șut pe spațiul porții, un șut excelent plasat și Malangu deschide scorul 1-0 pentru Dinamo în minutul 20. O eroare a lui Ovidiu Popescu, Enache puțin surprins, Malangu își face loc și trage formidabil întors cu dreptul, nicio șansă pentru Florin Niță, 1-0 Dinamo. Bine a speculat Malangu. E un jucător bun, un jucător pe care Andone nu de putere lui Dinamo, apoi cu acea pasă pentru Ovidiu Popescu, Boldrin de la distanță, este corner, ce execuție a lui Boldrin, Penedo respinge în bară. A un șut foarte bun. A Boldrin ceva mai liber decât s-a obișnuit să fie. O vitură liberă pentru alb-roșii, Nistor pentru Nemeț, din prima Nemeț. Îl ia prin surprindere pe Niță, corner pentru Dinamo, foarte frumoasă și foarte grea și neașteptată în același timp. Execuția lui Adam Nemeț. Un vârf de careu bun. Dar zice că e mult mai bun decât Arlem Nioere. Finalul primei reprize, acum centrarea lui Nistor Nemeț cu capul, trimite peste poartă. Ce bine a atacat slovacul la prima bară. Și avem un minut de prelungire pentru prima parte, pe care Dinamo se pregătește să o încheie. Deci vine la învăluire de Amorim. Combină cu Adi Popa, călcâi pentru Denis Mann. Amorim din prima. E cea mai frumoasă fază pe care Steaua a făcut-o, cred că, de la returul cu Sparta Praga încoace. Bine, o doză de întâmplare aici, pentru că Mann a vrut să controleze, a sărit mingea din el și de Amorim, care apare surprinzător și șutează din prima cu... Denis Mann, preluare slabă a lui Denis Mann, deposedat de Dan Nistor, contraatacul lui Dinamo cu Vali Lazar. Lazar accelerează, Lazar în careu pentru Nistor! Lui Dan Nistor a fost mai ușor de acolo din 16 metri decât în prima repriză când s-a aflat.
simplu și cât de eficient joacă Nemeț din prima pentru Vali Lazăr. Foarte frumos contraatacul lui Dinamo. Sigură preluarea lui Dan Nistor și-a așezat mingea pe dreptul, nicio problemă. Foarte cinică Dinamo în această seară. Contraatacuri devastatoare. Mare momente în care îi lasă inițiativa Stelei, Steaua care macină în gol, pur și simplu, fără orizont. Iar șarjele lui Dinamo sunt foarte concrete. 2-0. Momcilovici, centrarea lui Momcilovici și este gol! Gol! Aganovici marchează 2-1. Aganovic reduce din diferență, uitat pur și simplu în careul de 16 metri Steliano Filip pe nicăieri, iar Aganovic atacă excelent în spatele lui Maric aflat în marcaj. Iată-l pe Steliano Filip care nu strânge, nu e atent la această fază, în loc să strângă stă și se uită la coechipierii săi. Ce execuție a lui Aganovic cu exteriorul piciorului drept de acolo. Mi se pare foarte, foarte dificil să lovești mingea așa. Foarte dificil, dar asta înseamnă Aganovic. Doi dintre proscriși, doi dintre jucătorii pe care Reghecam nu vrea nici cum să introducă titulari. Aceștia au marcat în ultimul timp pentru Steaua și goluri importante. Meciul însă nu s-a terminat. Excelentă pasă pentru Lazăr. Lazăr! Gol! Lazăr nu mai greșește. Două goluri marcate în câteva zeci de secunde. Reușita lui Aganovic oricum o ajută mult pe Steaua. Iată ce bună este această pasă pentru Vali Lazăr. O partidă în care nici Niță n-a mai avut ce face. Nu știe aici unde trage, nu știe ce face. Palici, omul cu pasa. Anton Palici. Însă Momcilovic îl preferă pe Denis Mann în centru, de posedat, pradă ușoară Denis Mann în duelul cu Nistor. Fanionul rămâne jos, Rotariu are mingea pe stângul. Dorin Rotariu, 4-1 pentru Dinamo. Revelion Ștefan cel Mare. Crăciun a venit mai devreme pentru alb-roșii. Este 4-1, o victorie, cred, puțin scontată și de cel mai optimist suporter al lui Dinamo. Pragmatică, cinică, echipa lui Ioan Andone în această seară și cu multă calitate în atac. Asta înseamnă să ai calitate. De revăzut în momentul pasei, este în offside. Este într-o poziție afară din joc Dorin Rotariu, jumătate de pas, dar reușește să finalizeze absolut superb. Un nou contraatac plecat de la o minge recuperată de Nistor din fața lui Denis Mann. A doua minge, da, pierdută de Mann.